Poate sunt dispuse să dea banii pe prostii. Sigur că sunt importante revoluțiile astea științifice, dar părerea mea, când vorbești de casă, când vorbești de mașină, că și asta e scumpă, trebuie să aștepți să vezi dacă merge la alții, că altfel s-ar putea să iei țeapă. Ultima fiță, dacă o putem numi așa în materie de mașini, este mașina electrică. O combat în mod constant, zic eu aici la această emisiune, și dacă n-aș crede, n-aș face asta. Ce nici știu mulți dintre noi este că mașina asta electrică e la a doua încercare de a se impune pe piață. Prima a fost un eșec total. S-a întâmplat în 1997 și să vedeți imediat, toate mașinile făcute atunci au ajuns la casat. Mașina electrică a făcut cunoștință cu piața auto acum 14 ani. Nu a avut însă succes deoarece prețul mare i-a ținut departe pe majoritatea șoferilor. Astăzi însă mașina electrică s-a întors pe piață, iar prețul nu mai este atât de important. Motivul este unul simplu. În 1997 dezbaterile pe seama protecției mediului nu erau la fel de înfocate ca în zilele noastre, iar prețul petrolului nu era în apropierea $100 pe baril, ci stătea la un nevinovat $17. Acum cei de la Nissan, GM sau Toyota se întrec în mașini electrice, iar modelele lor sunt la mare căutare atât în Europa cât și în Statele Unite. Însă nu este prima dată când producătorii auto importanți ies pe piață cu mașini electrice. În 1997, GM a scos pe piață modelul EV1. The electric car is here. Au fost asamblate atunci doar 1000 de modele electrice EV1. Nu puteau fi cumpărate, ci doar închiriate în California și Arizona. Nu au avut prea mare succes, așa că după doar câțiva ani GM a retras mașinile de pe piață și le-a distrus. Cei care au apucat însă să conducă un EV1 au protestat față de această decizie. We had an amazing experience with this car. And one day they said, we're taking the cars back. And it wasn't just my car, it was all these cars. So we started digging down to see what had happened, and it turned out that a variety of forces had kind of come together to kill this generation of cars. Așa a apărut și primul documentar legat de mașinile electrice, de fapt primul documentar despre dispariția lor de pe piață. A ajuns în timp un film legendar. Potrivit acestuia, vinovații pentru dispariția mașinilor electrice erau chiar producătorii auto, în complicitate cu companiile petroliere. Acum lucrurile s-au schimbat total, iar mașinile alimentate la priză vor fi produse în serie. So we see every car on the road being electric, we will not stop. Pe șoselele românești sunt omologate 4 automobile electrice și 750 hibrid. Cei mai populari hibrizi în România sunt cei de lux, reprezentați de gama Lexus, Toyota și Honda.